Din partea română? Prezentiamo poi adesso gli ospiti della parte romena. Nu sunt neapărat invitați în Muzeul Literaturii, dar îmi vine și cu contribuția noastră la mijloc, ca să zic așa. Nu necesariamente gli ospiti del Museo della Letteratura di Iași, però c'è anche il nostro contributo di mezzo. Să luăm așa cum îi vedem în sală, Liviu Antonese, poet. Liviu Antonese, poeta. Văd pe domnul Nicolae Popa, scriitor, și Irina Nechitu, ascuții noștri de la Chișinău. Clara Mitola, traducătoare, deja cu Marele. Che ormai ha già pubblicato più volumi e poi anche non lo dice finito. Non c'è l'urmă Monica Joința, direttore nel Ministero degli Esterni, fost direttore la Instituto Cultural Român de la Veneția și o colaboratoare dragă. Am făcut mai multe proiecte împreună, mă bucur foarte, foarte mult că ai venit, Monica, aici, cu noi. Nu, pentru că am venit Monica Joița, directorul Ministerului Affari Esteri, ex-directorul Consiliului Român de Cultură și Cerca UNESCO de Veneția. Una cara amica, sono molto contento che sia qui, perché abbiamo avuto tanti progetti ed è proprio una cara a me. Vreau să mă salut și prietenii dragi, scriitori de aici, din Botoșani, îl văd Nicu Corlat, mulțumesc. Amici care, scriitori din Botoșani. L-am văzut mai devreme pe Petru Pălvescu, cred că acum s-a spus, da? Mulțumesc frumos. Ce invitație români mai sunt aici? Gabi, unde ești? Nu te văd, Gabi. Gabi Alexe. Mulțumesc frumos, Emilian Marco, Emanuel Marco, pardon, Emanuel Marco, mulțumesc frumos. Un traducător extraordinar din franceză, traducătorul Cioran, acele cărți care nu scrise în limba română, plus mulți alți autori, traducători Humanitas, ca să zicem așa, că se mai împărți cu editori traducători, dar în primul rând de limba franceză. Beh, ci sono molti. È il traduttore di Cioran, però ci sono tra noi molti traduttori, insomma. Iar știu, pentru oficialități, ca să spunem, din partea ambasadei Italiei în România, să te rog să prezinți tu, poate știi mai multe lucruri despre activitatea din Anglia. Io intanto, sì, forse sarebbe meglio dare un'altra.